Zeci de spectacole și nume de referință ale scenei românești de pe ambele maluri ale Prutului vor putea fi urmărite timp de 12 zile la Chișinău la cea de-a noua ediție a Reuniunii Teatrelor Naționale Românești. Ce surprize îi așteaptă pe iubitorii de artă, ne spune Natalia Chicu. Natalia, bună seara, te ascultăm! Bun găsit, cel mai mare festival al artelor culturale, Reuniunea Teatrelor Naționale Românești, a reunit și în acest an 16 teatre naționale de pe ambele maluri ale Prutului, aici la Chișinău. Este vorba despre 8 teatre naționale din România, dar și din Republica Moldova. Astfel, din România, aici la Chișinău, sunt prezente teatrele naționale din București, Iași, Craiova, Cluj-Napoca, Târgu Mureș, dar și Suceava. Genericul din acest an al evenimentului este Conexiunea Europene, iar programul este unul destul de vast. Astfel, până pe data de 22 septembrie, spectatorii vor putea urmări 46 de evenimente culturale. Aici ne referim la 27 de spectacole organizate atât în sală cât și în aer liber. Vor fi 8 spectacole radiofonice, 6 premiere, lansări de carte, întâlniri cu oameni de cultură, dar și din lumea teatrului și alte evenimente reunite sub formula identități lingvistice, identități europene. Cortina reuniunii a fost ridicată în această seară de spectacolul Regele Moare de Eugen Ionesco în regia lui Andrei și Andreea Grosu în producția Teatrului Național Ion Luca Caragiale din București, iar printre spectatori am întâlnit scriitori, oameni de cultură, oameni simple, oameni diaspora care a revenit în această perioadă aici la Chișinău și care ne-au spus că cu mare drag și-au luat bilete la Teatrul Național Mihai Eminescu pentru a urmări mai multe spectacole din cadrul Reuniunii Naționale ale Teatrelor Românești aici la Chișinău. Printre spectatori este prezentă și președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Așa cum spuneam, și în acest an spectatorii vor avea parte de mai multe premiere, iar una dintre premiere va avea loc pe data de 12 septembrie, joi. Este vorba despre spectacolul Grădina de Sticlă, după romanul cu același nume scris de Tatiana Țibuleac, în producția Teatrul Național Mihai Eminescu și în regia lui Petru Hadârcă. Vreau să vă menționez că pentru al patrulea an consecutiv, Reuniunea Teatrelor Naționale Românești aici la Chișinău este organizată sub înaltul patronaj al președintelui Republicii Moldova, Maia Sandu, și al președintelui României, Klaus Iohannis. Deocamdată acestea au fost informațiile, Vadim. Natalia, îți mulțumesc. Continuăm telefonul.